Din nou în direct, Laura Codruța Chioveși sfidează din nou în disperarea de a apăra abuzurile unității de elită DNA Ploiești. Șefa DNA ignoră solicitările ministrului de interne privind încetarea detașării polițiștilor judiciari care apar în înregistrările date publicității de Vlad Cosma, în care unitatea de elită a DNA îl punea să falsifice probe. E vorba despre comisarul șef Mihai Iordache și comisarul șef Gabriela Florea. Carmen Dan a dezvăluit azi că a mai trimis o adresă la DNA, o a doua, și tot n-a primit niciun răspuns. Noi am revenit cu o altă adresă către DNA prin care am solicitat ce am solicitat și prin adresa inițială. Cine v-a răspuns la ea? Nu, nu ne-a răspuns. Ce e de făcut? Aștept ca Direcția Națională Anticorupție să dea un răspuns instituțional, așa cum de altfel a anunțat și public. E incredibil și sper în câteva clipe să intrăm în legătură directă cu ministrul de interne, să trimiți, de fapt, o solicitare oficială, instituțională și să nu primești niciun răspuns. Ingrid Mocanu, avocat, este alături de noi, Raluca Dan, jurnalist, Sursa Zilei, și domnul Ioan Ghișe. Care poate fi explicația, Ingrid Mocanu? Aceeași ca și până acum, ați văzut. La comisiile parlamentare nu se prezintă. La solicitările care îi se fac, nici prin cap nu-i trece. Și pot să vă spun că nici solicitărilor pe care le fac avocații, de exemplu, în dosarele DNA, nu se obosește sub nicio formă să dea vreun răspuns. Nu cumva vă imaginați că cei de la DNA fac ce trebuie și ce scrie în lege. De aceea, doamna Chioveși, și eu cred că este așa, un fel de fantomă care a trecut prin viața noastră, care a făcut întotdeauna numai ceea ce a vrut, care a mințit cu nerușinare ori de câte ori a avut ocazia, atât în declarații publice, cât și în actele pe care le-a trimis instanțelor, și care, probabil, după cum spune foarte multă lume, va intra în istorie drept cel mai sinistru procuror care a existat vreodată în istoria României. Nu există nicăieri în lume o astfel de instituție, un astfel de conducător de instituție care să fie autist, care pur și simplu să nu fie interesat de ceea ce se întâmplă în instituția sa, ce se devoalează publică, se întâmplă în instituția sa și ceea ce fac celelalte autorități din jurul său. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, eu cred că doamna ministru Carmen Dan ar trebui să revizuiască puțin normele și să se uite un pic în respectivele dispoziții, care cred că dacă s-ar apleca cu mai multă grijă asupra lor, i-ar permite să înceteze detașarea fără să fie de acord procurorul șef al DNA cu această încetare, pentru că este artificial, din punctul meu de vedere, introdusă această condiție, atâta vreme cât polițiștii sunt angajați ai Ministerului de Interne și detașarea este doar prima o instituție temporară. Prima dată spusese procurorul șef DNA, că noi aici vorbim de instituții și șefii instituțiilor, nu-i așa? Domnule Ghișe, prima dată spunea n-am primit. Șefa DNA spunea eu n-am primit. Auziți. Ministrul de Interne spune i-am mai trimis. Noi ne-am petrecut vreo 10 ani ascultând minciunile președintelui de atunci, Traian Băsescu. Acum ne petrecem viața ascultând minciunile și atitudinea sfidătoare față de Constituție și Parlament a procurorului șef DNA pus în funcție de Băsescu. Pentru telespectatorii dumneavoastră, pentru că sunt telespectatori de o anumită calitate și care citesc, fac o trimitere bibliografică, dacă îmi permiteți, esențială. Un profesor de științe politice canadian, pe numele său Peter Dale Scott, a publicat o carte la care a lucrat 40 de ani. Ea se numește Statul Profund, Deep State, în America. Și după ce vor citi românii această carte, vor vedea că ce se petrece la noi este mic studiu de caz. Adică se aplică în mic planuri de anvergură mare, iar această doamnă procuror, șef DNA, pusă în funcție procuror general și comitea infracțiuni în calitatea de procuror general, sfidează Constituția României, statul român, Parlamentul și pe oricine, pentru că se bucură de sprijin extern. Colegul dumneavoastră Mirel Curea, zic coleg de breaslă,
a făcut dezvăluirea că ar fi și cetățean străin doamna aceasta. Eu nu știu dacă este adevărat sau nu. Nu știm. Până în acest moment dumneavoastră ați este mai întrebat. Este incompatibilă. L-am întrebat dacă a fost dat în judecată, că a făcut dezvăluirea de 2 ani. Nu l-a dat nimeni în judecată. Înseamnă că o fi adevărat. Așadar, persoana aceasta nu mai lucrează pentru interesele Constituției României, apărării ordinii de drept și interesele cetățenilor români, ci lucrează pentru interese străine. Și aici este o problemă, după părerea mea, de siguranță națională. Se numește în codul penal trădare. Trădare. Vă întreb înaltă, pentru trădare. Că vreau să îi mulțumesc ministrului de interne, Carmen Dan, pentru intervenția în emisiune. Doamnă ministru, ce mi se pare incredibil este că dumneavoastră instituțional trimiteți o solicitare și nu primiți răspuns nici la prima, nici la a doua, corect? Bună seara, în primul rând, dumneavoastră. Bună și invitațiilor dumneavoastră. Da, este corect. Dacă vă amintiți, în data de 13 februarie am transmis prima solicitare de încetare, de analiză. De fapt, asta solicitam procurorului șef DNA, să facă o analiză în ceea ce privește dispunerea încetării detașării pentru cei doi polițiști. Am explicat la momentul respectiv și care a fost rațiunea demersului pe care l-am făcut, pentru că, așa cum știm, procurorii indicați în spațiul public la momentul respectiv erau verificați de către inspecția judiciară. Eu am considerat normal ca să se aplice aceeași măsură și în ceea ce privește polițiștii care au lucrat în acele cazuri și am indicat această situație și în adresa către DNA, solicitând această analiză de încetare a detașării pentru cei doi polițiști de la DNA Ploiești. Și până în acest moment nu a venit niciun fel de răspuns. Nu suntem de acord? Suntem de acord? Am luat act? Dacă ar fi venit un răspuns, nu s-ar mai fi impus să revin, pentru că pe 20 martie ne-am făcut o revenire, deci la mai bine de o lună de la transmiterea primei solicitări, prin care am solicitat același lucru. Dacă vă mai amintiți, a existat la un moment dat și un răspuns public dinspre DNA în care se preciza că ni se va răspunde instituțional. Acum, instituțional, să știți că de cele mai multe ori, eu cel puțin la Ministerul de Interne nu țin cont sau nu mă raportez neapărat la acel interval de 30 de zile. În comunicarea instituțională avem de fiecare dată în vedere să dăm răspunsuri la solicitări și către instituțiile care transmit adrese într-un termen rezonabil. Dacă se poate în interiorul termenului de 30 de zile, cu atât mai bine. Bun, aici nici măcar nu e vorba. Vă rog, doamnă Ingrid Mocanu. Mai întâi aș vrea să vă felicit, doamna ministru. Într-adevăr, este o atitudine extrem de curajoasă. Dar aș vrea să vă rog să îi rugați pe colegii dumneavoastră, care au studii juridice din minister, să se mai uite odată pe normele care reglementează detașarea și să vadă dacă nu cumva dumneavoastră ați putea să luați anumite măsuri astfel încât încetarea acelor detașări să se facă direct, fără a mai fi nevoie de această semnătură a procurorului șef al DNA. Știți că și eu am lucrat... Vă asigur că am făcut această evaluare. Vă salut și eu pe această cale. Și am invocat atât legislația specială, și mă refer la ordonanța de urgență 43, însă am invocat și prevederile din statutul polițistului, da, care reglementează detașarea. Insistând în această revenire pe aceste considerente legale. De plin drept, noi nu avem cum să procedăm în această situație. Dar mai rugați odată juriștii să se uite pe texte, că o să vedeți că sunt textele extrem de discutabile. Într-o lege spune ceva și în alta altceva. Detașarea se face la inițiativa conducătorului unității. Și de asemenea, pe prelungirea peste 6 luni se face cu acordul celui detașat. Nu, da, doar că, așa cum spuneați, trebuie să ne uităm și în legislația specială. Avem o prevedere în ordonanța 43
la momentul respectiv înțeleg că este urmare unei modificări, deci în legislația specială în care, doamnă ministru, expres mie... se reglementează instituția detașării. Eu cred că aici mai citiți odată. Tot în ordonanța 43 este reglementată și procedura cercetării disciplinare, fiind într-adevăr un apanaj de regulă al ministrului sau al instituției angajatoare. De această dată, până și această atribuție este luată din responsabilitatea ministrului de interne și transferată către procurorul șef DNA. Ce vreau eu să subliniez aici? Da. Pentru fapte săvârșite, cât timp este acolo? Ce vreau să subliniez și ei sunt acolo, sunt la DNA, Ploiești? Ori suntem în această situație. Exact, însă mai mult decât atât, pentru că aceste lucruri sunt tehnice fără îndoială pentru 99% dintre cei care se uită la noi, povestea este că ai două instituții ale statului român. Amândouă importante. Una, Ministerul de Interne trimite solicitare de încetare a detașării pentru doi oameni pe care i-a dat DNA și DNA ignoră acest lucru. Mie asta mi se pare mai grav decât a căuta. Că, până la urmă, bănuiesc că nici dumneavoastră, așa cum vă știu și vă respect, nu căutați variante prin care să luați decizia ignorând pe cineva. Normal este să discutăm. Și tocmai asta nu puteți să faceți. Nu puteți instituțional să colaborați, să vi se răspundă. Considerăm că nu trebuie să plece pentru că, și atunci poți să cauți soluții. Exact. Răspunsul ar fi putut fi în sensul că se declanșează o cercetare disciplinară la nivelul parchetului și atunci am fi înțeles lucrul acesta pentru că era în conformitate cu prevederile legale, dar pentru că nici măcar în sensul acesta n-am primit un răspuns. Mie mi se pare normal, mi se pare firesc să avem aceeași abordare și în cazul polițiștilor, așa cum a fost și în cazul procurorilor. Mai mult decât atât, vreau să precizez că anul trecut au încetat detașarea pentru 12 polițiști. S-a comunicat de fiecare dată că s-a dispus încetarea detașării. Eu vă anunț pe această cale că pentru toți cei 12 polițiști, încetarea detașării a intervenit la cerere. Bun, dar